În sala Casei de Cultură Tudor Mușatescu, din cadrul clădirii Casei Sindicatelor, scriitorii mușeleni s-au întâlnit cu 3 zile înaintea săptămânii patimilor pentru a discuta despre valoarea poeziei religioase. Ședința pe luna aprilie a fost deschisă de directorul Liviu Cioacă. O ediție specială, o întâlnire specială, pentru că ne aflăm într-o perioadă în care avem o reflexie mai mare și mai puternică către suflet. Dacă avem momente, și sunt destule, când atenția noastră este pentru cele efemere, să le spun, trecătoare, lumești, iată, când poate omul, când și când este rânduit, pentru că există și o rânduială, ducem atenția către suflet. Preotul Gabriel Cotănescu a adus în atenția celor prezenți evoluția poeziei religioase la scriitorii români. Această piramidă care duce spre ideea de Dumnezeu. Veniți că și aici sunt zei, zicea Virgiliu într-un vers al său. Iar Voltaire a spus, universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că ar putea exista ceasul fără un ceas omnicar. Poeții prezenți la întâlnire au recitat din creațiile lor, dar și din poezia religioasă a 2 mari personalități culturale, Vasile Voiculescu și Radu Gir. Azi noapte, Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist și ce înalt părea Crist! Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crin pe morminte, ochii adânci ca niște păduri. Luna îl bătea cu argint pe veșminte, argintându-i pe mâini vechi spărturi. Înălțător bat clopotele noapte și prin biserici candele se aprind, cântări și rugăciuni pe voci abstracte se aud în jur precum un vechi corin. E învierea, noapte minunată, și am venit cu toți să luăm lumină. Chipul lui Iisus pe cer se arată, iar îngerii ne cântă în surdină. O liniște adâncă ne unește și în suflete avem doar o dorință, ca Sfântul Duh ce tainic ne privește să ne arate calea spre credință. Următoarea întâlnire a scriitorilor mușceleni va avea loc în ultima miercuri din luna mai și va fi dedicată personalității scriitorului din Godeni, Constantin Agricola Miu.